prezența Lui ce prin mortul meu mi-amintește cât sunt de iubit. Dumnezeu mă iubește, eu știu. El mă cheamă pe nume, sunt fiul. De mă fi teamă, bine sau nu, voi privi numai la s-a început bine. Mulțumim pentru muzică. Sper să mă înalț și eu la standardul pus de muzică de început. Vom avea ocazia să-i mai ascultăm în timpul programului acestuia. Pentru că și în ocazia aceasta vor fi prezentate mai multe episoade, micuțe și apoi unul mai mare. Am început de aseară prezentând niște oameni cărora nu li se dădea nicio șansă, zero bat. Un Levi Matei, vameș. Un Zacheu, mai marele vameșilor. Un fiu risipitor care pleacă și despre care tatăl său spune era pierdut, era mort. Dimineață v-am condus și am mers împreună în studiu, observând modul în care s-a raportat Iisus la diverse personaje feminine. Vă mai aduceți aminte? Femeia din Samaria, femeia grecoaică de obârșie sirofeniciană, femeia care avea o scurgere de sânge și se chinuia de 12 ani, Maria Magdalena, femeia prinsă în adulter și târâtă în fața lui Iisus la templu. Vă asociați cu vreunul dintre aceste personaje? Adică telea a fost pentru noi sau pentru... Ce bine a zis-o lucutare! Că e așa? Sau că e așa? Eu m-am regăsit în câteva de acolo.
Dar pentru că noi astăzi aici, am înțeles că aseară a fost cineva în blugi, dar în rest suntem în haine mai alese. Pentru că noi suntem la biserică de mai mulți ani, ni se pare că noi nu mai rezonăm cu astfel de personaje. A fost poate o vreme, acum 20 de ani, da, am fost și eu un Levi Matei. Acum 30 de ani am fost și eu ca femeia cutare. Dar acum, de vreo 10, 15, 20 de ani, suntem oameni de biserică, suntem oameni curați, așezați, nu? De ce chicotiți așa? Adică, astfel le știm noi, fiecare pe-a lui. De aceea, titlul de azi l-am ajustat un pic și am zis Sfinți din nou în Blue Jeans. Și personajele din seara asta sunt oameni care au fost ceva, spre zero. Au ajuns la Iisus, după care au căzut din nou și după care Iisus i-a repus pe picioare. Pentru că aici simt că se regăsește experiența noastră a celor mai mulți dintre noi. Fiecare știe unde a căzut în viața lui. Nu e neapărat să fie ajuns în șans. Dar... sau poate sunt numai eu așa. Poate dumneavoastră sunteți numai așa. Nu, deja ați dat din cap că nu, am înțeles, mulțumesc. Suntem pe frecvență. O întrebare de copii mici. N-are legătură cu textul de pe ecran. Cine a zis cuvintele care sunt scrise la Ioan 3 cu 16? Am participat și eu la niște cursuri de master și profesorul cu care am făcut cursul de Ioan ne-a pus întrebarea asta. Și așa am zis și noi. L-a zis, nici vorba. Nu e așa? Dar cum? O să ajungem acolo. Știm anumite lucruri din Biblie, le luăm într-un fel, dar aș vrea să parcurgem azi câteva personaje cu istoriile lor și să îi rejudecăm. Domnul Iisus îi spune lui Petru, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Domnul Iisus a știut cum avea să fie viața lui Petru și cum avea să fie viața altora. Bun venit, luați loc. Domnul Hristos, repet, a știut cum avea să fie viața unora și altora. Și s-a rugat pentru credința lui Petru, spre exemplu, ca să nu se piardă. Și a știut că el va cădea și că va reveni și că va trebui să întărească pe frații lui. Așadar, vorbim despre recâștigarea unor ucenici. Primul despre care v-am spus deja în Ioan 3 cu 16 este Nicodim. Episodul se găsește, deci, în Ioan, la capitolul 3. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis. Am o primă întrebare, de ce a venit noaptea? Ca să nu fie văzut. Când nu vrei să fii văzut? Ați aprins reflectoarele, acum ne vedem. Când nu vrei să fii văzut? Când ți-e rușine de ceea ce faci. Că îți place sau că nu îți place, e altceva. Dar când ți-e rușine. Dar omul acesta, repet primul verset, că poate l-am citit în grabă. Între farisei, știți unde se rugau farisei? Mergeau și odată se uitau la ceas, sigur că n-aveau ceas la mână, dar se uitau la ceas și ziceau, a venit ora de rugăciune. Unde te-a prins? Acolo te rogi. Și se făcea că de multe ori se întâmpla să-i prindă fix la răscruce de drumuri. Așa scrie în Biblie, că se rugau în ulițe și tare să-i vadă lumea. E, deci Nicodim e unul dintre deștea. În plus, era un fruntaș al iudeilor.
Este un om învățat să stea în fața reflectoarelor, să stea la microfon, să iasă în față, să... Iar acum, ce am citit? Acesta a venit la Iisus noapte. Dintr-o dată nu mai este fruntașul marele și pe ascuns se duce la Iisus. O fi bătut la o ușă, i s-a deschis și când, să zicem că o fi deschis Petru sau altcineva, Nicodim, mai marele între farisei, fruntașul. Și Nicodim zice, bun, intră să discute cu Iisus. Știu că mai zâmbiți așa, mi-a zis cineva că predic de parcă sunt la Discovery. Să vedem acolo cum se întâmplă lucrurile. Da, știți de ce? Sora White spune să ne lăsăm imaginația să meargă împreună cu ei, să trăim ce s-a întâmplat acolo, să simțim lucrurile, că dacă trecem doar așa, între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al vameșilor, s-a dus la Iisus noaptea, pace intră și haideți să pătrundem un pic. Și când v-am întrebat cine a scris, cine a zis Ioan 3:16, nu la întâmplare v-am zis. Și învățătorul acesta, fruntaș al fariseilor, vine la un alt învățător. Și zice, învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Știți, ăsta e periajul. Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Dar nu putea să zică asta tare? Adică, așa că suntem la noi acasă și te laud că ești cel mai tare. E una, dar dacă crezi cu adevărat, hai în piață. Hai între ai tăi, farisei, și zi acolo. Mi se pare că nu concordă ce spune Nicodim cu ceea ce face. Drept răspuns, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat, îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Spuneți-mi, ce legătură are ce a zis Nicodim cu ce a răspuns Iisus? Ce legătură are? Niciuna. Nicodim vine să perieze, să-și facă o introducere, să spună că da, parcă, iar Domnul îi vetează scurt. Nicodime, de ce ai venit tu aici? Îți spun un lucru. Ești fruntaș. Dacă nu vă nașteți din nou, la revedere. Nu veți vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Nicodim, ești copil mic? Cum pui întrebări de felul ăsta? Doar știi și tu că nu despre asta e vorba. Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce e născut din duh este duh. Versetul 7, spuneți-mi primele cuvinte. Eu când citesc anumite lucruri în Biblie, îmi place să-mi imaginez, cum v-am zis. Spuneți-mi, ce a făcut Nicodim de Iisus i-a zis, nu te mira că ți-am zis. A ridicat sprânceana? A rămas cu gura căscată? Era ceva altfel decât își programase el. Altceva decât vrea să creadă. Așa că Iisus îl vede că se miră și zice, dar nu era noapte? Cum l-a văzut? Că se miră. O fi făcut el ceva? Sau, nu știu. Nu te mira că ți-am zis. Trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Nicodim i-a zis, cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns, tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut. Și voi, farisei, iudei, nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucruri cerești? Știți că mai înainte de episodul cu Nicodim,
Scrie așa: pe când era Iisus în Ierusalim la praznicul Paștelui, mulți au crezut în numele Lui că își vedeau semnele pe care le făcea. Dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți și n-avea trebuit să se facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El însuși știa ce este în om. Ei vedeau semnele și se uitau la ele. Și unii credeau și unii nu credeau. Așa că Iisus spune: dacă lucrurile astea nu le judecați cum trebuie, da, păi când va fi să vă spun despre ce în împărăția lui Dumnezeu? Nimeni nu s-a suit în cer afară de Cel ce s-a pogorât din cer. Adică Fiul omului, care este în cer. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Aici se încheie cuvintele lui Iisus. Versetul 16, care este o reluare, este deja teologia lui Ioan. Gândiți-vă că Iisus n-ar fi spus același lucru în două versete, unul după altul. La fel. Se repetă identic, 15 și 16. Iisus își încheie predica înaintea lui Nicodim cu aceste cuvinte: după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Apoi, Ioan începe să spună: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Aș vrea să vă întreb, de unde știm noi pasajul acesta cu Nicodim? Știu că din Ioan. De unde îl știm? Cum a ajuns Ioan să-l scrie? De unde l-a aflat? De unde se știe un pasaj așa de discret? O întâlnire tainică, noaptea? De unde? De la Iisus sau de la Nicodim? Dar întreb, de ce nu apare în Matei, Marcu și Luca? Oare nu l-a povestit Iisus și lui Matei? De ce nu l-a fi scris Matei? Ioan era ucenicul lui Iisus. Și? Nu. De ce nu apare în Matei, Marcu și Luca învierea lui Lazar? Știți că n-apare? Doar în Ioan apare. Și întreb, Matei, Marcu și Luca, voi n-ați fost acolo, n-ați știut de așa ceva? De ce n-ați scris despre învierea lui Lazar? Cum să ratezi așa ceva? Există niște filtre, niște explicații. Și dacă în alte evanghelii Maria Magdalena nu apare pe nume, în Ioan apare pe nume. Ce vreau să vă spun este că Ioan și-a scris Evanghelia la sfârșit, după ce muriseră toți, și atunci începe să pună nume. Și spune episodul cu Nicodim, pentru că dacă l-ar fi spus și ceilalți, Nicodim și-ar fi riscat mult. Vi-l aduceți aminte pe Nicodim unde mai apare în alte episoade? Până la mormânt, mai apare undeva. La Sinedriu, când este să ia apărarea lui Iisus, Nicodim încearcă și el să zică ceva. Și frații lui de Sinedriu îi retează scurt. Și atâta mai apare Nicodim. Îl mai găsim însă abia la sfârșit, tot în Evanghelia după Ioan, și vă invit chiar să o deschideți, la capitolul 19, versetul 39. Iisus este pe cruce, este dat jos, este luat de Iosif din Arimatea, care era și el un membru al Sinedriului. Și aș vrea să vă întreb, ucenicii unde erau la momentul ăla? Fugiseră care încotro? La acest moment intră în scenă Nicodim. Auziți versetul 39. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Nicodim devine un vârf, un conducător al grupului de apostoli. Pentru câteva clipe, pentru câteva momente în care ei sunt
bulversați, habar n-au care încotro să o ia, Nicodim este acela care iese în față alături de Iosif din Arimatea și cumpără ceea ce trebuie și se ocupă de mormântarea Domnului. Întrebarea este așa, de unde a reușit el să scoată forța asta ca acum să iasă în față? Cum? E ceva acolo în noaptea aia. Vedeți că nu citim atent? I-a spus Domnul așa, și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Când toți se uită la cruce și habar n-au, nu înțeleg despre ce e vorba, Nicodim vede cu alți ochi. Și el își aduce aminte ce a spus Iisus atunci noaptea. Și îl vede pe Iisus pe cruce înălțat, exact cum a fost înălțat șarpele de Moise. Și știe că oricine se uită la el și crede, va fi mântuit. Astfel, Nicodim trăiește o renaștere. Iese în față, are forța aceasta acum să iasă în față. Printre toți evreii lui, printre toți fariseii lui, iese în față și conduce grupul ucenicilor la înmormântarea lui Iisus. Și probabil că atunci, ei uimiți, l-au întrebat, frate Nicodime, ce s-a întâmplat? Și atunci Nicodim îmbătrânește, zice, hai băieți să vă spun eu cum a fost. Mai țineți minte când am venit în seara aia? Atunci am vorbit cu Domnul și mi-a spus că va trebui să fie înălțat pe cruce. Și a început să le explice lucruri pe care ei nu le vedeau cu ochii lor. De aceea zic că Nicodim a fost recâștigat de Iisus pe când Iisus era mort. Astfel, avem un prim sfânt care a fost într-un fel, a venit la Iisus, iar a căzut, iar a venit până la un punct de la care a zis, acum ies în față. De acum înainte, sunt ucenicul lui Hristos. Hristos este mormânt. Este duminică dimineața, are loc învierea, câteva femei se duc la mormânt, află, vin cu vestea învierii, însă grupul ucenicilor nu crede. Deschideți la Luca, capitolul 24. Versetul 13. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. Și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Cam ce se întâmplase? Hai să vedeți. Pe când vorbeau ei și se întrebau, ce îmi spune textul aici când spune se întrebau? Nu erau niște meditativi și ziceau, vai ce frumos a fost. Și mai mi-aduc aminte, da frate, și uite să nu uităm cu tare lucruri. Ce frumoasă a fost predica. Și nu! Ci se întrebau și ziceau, măi frate, cum de s-a întâmplat așa? Cum de nu s-a împlinit Scriptura cum știam noi? Cum ni s-a spus la biserică? Cum am învățat la școala de sabat? Cum de? Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea împreună cu ei. Vi imaginați pe cei doi, 60 de stadii înseamnă cam 12 km. În cât timp se fac? Mergi pe jos. 2 ore, da? Să zicem. Și în timp ce mergi, ești cu prietenul și vorbiți, amărâți, mai apare unul. În tablou, o să vedeți, dacă vă uitați așa și pe internet, o să vedeți că ei doi sunt oameni normali, iar Iisus e îmbrăcat în alb. Nici vorbă. Nici vorbă de așa ceva. Iisus arăta fix ca ei. Așa că ei când se uită nu zic, cine o fi ăsta în alb? Ci era încă unul. Se terminase sărbătoarea Paștelui și de acum plecau mulți înapoi spre casele lor. Și ei doi mergând, mai apare încă unul lângă ei. Încotro, spre încolo. Ha! Și ăștia doi tot vorbeau.
Ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis: ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Adică, oameni buni, eu nu prea înțeleg despre ce vorbiți. Ce s-a întâmplat? Citesc. Ei s-au oprit uitându-se trești. Cum? Ce mimică au avut? Mie îmi spune nevastă-mea de multe ori că îmi cad colțurile buzelor. Trist. Amorât. Poate nervos, poate. Ei s-au oprit și parcă îi văd așa un pic cu mâinile în șold și... triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis: tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea. Ce? Le-a zis el. Și aș vrea să răspundem noi la întrebarea asta. Ce se întâmplase zilele acelea în Ierusalim? Nu învierea. Habar n-aveau de înviere. Ce se întâmplase în zilele acelea în Ierusalim? Haideți să vă spun așa. Dacă s-ar întâmpla în zilele noastre ce s-a întâmplat în zilele alea în Ierusalim, îmi spuneți dumneavoastră ce scriau ziarele atunci. Spre exemplu, altarul de la Patriarhie s-a crăpat și s-a văzut tot ce e dincolo. Țineți minte că s-a despicat ceva la templu? Sau Patriarhul României și-a rupt hainele. N-ar scrie nimeni despre asta? Sau a fost un mare cutremur de pământ și s-au despicat stâncile? Sau a fost un întuneric care n-a fost eclipsă de 3 minute, 5 minute, 7 minute, ci de ore? Oare n-ar fi scris ziarele despre asta? Ucenicii nu meritau să vorbească despre asta? Astea par a fi semnele timpului. Ce le-a zis el? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapt și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă, niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii dintre noi, unii din cei ce erau cu noi, s-au dus la mormânt și au găsit cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut. Despre ce vorbeau acești ucenici între ei? Despre ce vorbim noi între noi? Despre ce salarii mici avem? Despre ce pensii mici avem? Despre cât de rău se trăiește în țara asta? Da, recunosc, și eu vorbesc despre asta. Despre semnele timpului, despre ce mai face Rusia, ce mai face Papa, ce mai face unul, altul. Eu nu zic că n-ar trebui vorbi despre ele. Să le știm și pe astea. Însă ce rodea pe ucenici ăștia? Ce s-a întâmplat cu Iisus? Ei au avut o speranță că El va fi Cel care îi va izbăvi și în realitate, acum, părea că nu se întâmplă nimic. Atunci Iisus le-a zis, atenție, vreau să spuneți dumneavoastră tare primul cuvânt. Ia, tare. Eu mă declar de multe ori limitat în a citi textul biblic tare. Pentru mine știu să-l citesc. Dacă e să-l zic tare, ia încercați. Primul cuvânt de după două puncte. Atunci Iisus le-a zis. Primul, ouă ăla mă interesează. Să mi-l ziceți cum credeți că l-a zis. Nu al doilea, primul întrebe. De ce râdeți? E aici în Biblie și... spune foarte mult cuvântul ăsta. Așa, hai că e o variantă.
Mai încercați? Păi cu durere? Îți iei așa aer în piept și apoi zici... Oh. Și știți în alte Biblii cum este scris? Nu în românește, că noi românii suntem pudici. Și noi zicem, nepricepuților. În alte Biblii știți cum este? Proști. De-a dreptul. Fools, spre exemplu, este în engleză. Oh, you fools! Proști. Păi n-a zis Domnul, mai vorbim și noi cu fiemea, zice, nu, să nu facem prost pe cutare sau pe cutare. Ba, i-am arătat și textul. Cine zice cuiva prostule să nu... Păi și Domnul? Ne zicea fratele Lăiu la un curs. Băieți, voi să nu credeți că aveți autoritatea să ziceți tot ce a zis Iisus. Adică nu te duci în piața cetății și zici, pui de vipere! Nu cade să zic eu cuiva dacă e prost sau nu. Dar Domnul când îi vede câte le-a spus, câte le-a făcut și acum ei sunt pierduți. Zice, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când e vorba să credeți tot ce au zis prorocii. Că ei credeau, dar cât credeau? Fix cât le plăcea. Ne place aia cu sabia, aia cu calul alb, aia cu cucerirea romanilor, astea le plăceau. Dar pe alelalte cu suferința nu le plăceau, cum nu ne place nici nouă. Când e vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Nu uităm un lucru. Noi nu știm că e Iisus. Suntem ca ceilalți doi ucenici, da? Pe drum. Și acest al treilea străin zice, băi fraților, nu e mai așa, mă. Hai să vă spun eu cum e. Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână la ei. Mănâncă seara? Mănâncă. Casa unuia dintre ei, probabil, nevastă s-a l-aștepta, hai pune masa, mai avem și un musafir, nicio problemă, 3 vase. Cine face rugăciunea? Noi spunem Domnul Iisus, că știm. Dar nu, ei sunt acolo, 3 civili. Musafirul, că ne-a vorbit așa de frumos, hai să vedem și la rugăciune. Și la rugăciune, cu ochii închiși sau cu ochii deschiși? Ia auziți. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Ore întregi nu l-au cunoscut. Și acum, într-o clipeală, s-au deschis ochii. Și cum l-au văzut? Cum a dispărut. Pentru că Iisus nu stă acum, l-ai văzut așa o fracțiune, ți-ai dat seama, ai înțeles? Și trebuie să se facă clicul în minte, să spui, cred de acum. Dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul. Nu ne-a plictisit el pe drum 2 ore? N-am venit noi la biserică și azi și ieri și de fiecare dată și ne plictisim? Nu e așa. Auziți ce mărturisesc ei acum despre cum a fost studiul biblic cu Iisus? Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea El pe drum și ne deschidea scripturile? Ah, ce aș fi vrut să fiu la cursul ăla! Am avut la cursul ăsta de Ioan un profesor, un brazilian, Wilson Paroschi. Venea în cămașă și după 5 minute era ud. Și zicea, băieți, dacă aș ști câtă pasiune am pentru Evanghelie. Păi cu unul de ăsta, cum să zic, stătea și ziceai să nu sune clopoțelul, să ne lase, să citim mai multe. Așa îi simt și pe ucenicii ăștia care zic, nu ne ardea inima în noi. Cum Cleopa și ție?
Da, mă, și mie. Și mărturisesc unul altora ce frumos a fost lângă Iisus. S-au sculat? Chiar, păi n-au mai mâncat? Merseseră vreo două ore. Ce să mai îți arde de mâncare? Înapoi. S-au sculat? Chiar în ceasul acela s-au întors la Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau adunați la un loc care ziceau, deja experiența fusese și a ucenicilor, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și acum când bat și aceștia doi la ușă, ei vin cu aceeași veste. Au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Cum s-au dus acești ucenici spre Emaus? Triști, neîmpliniți, frustrați, vai de ei. Și cum s-au întors? Cu aripi. Plini, plini. Noi cum predicăm, cum cântăm, cum ne prezentăm lumii astea? Amărâți și triști și chinuiți și vai de noi. Al treilea personaj. Când au bătut ei la 11, la ușă, pardon, trebuiau să fie 11 acolo, fără Iuda. Doar că spune Biblia în Ioan, și vă invit să o deschideți la finalul ei, Ioan 20, versetul 19. În seara aceleiași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus. A stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Toma, zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. El ratează ocazia asta. Ratează și ocazia în care vin ceilalți doi ucenici. Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul. Ei mărturisesc de acum că l-au văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. L-ați vrea în jurul dumneavoastră pe Toma? Adică pe ăsta nu-l duci cu vrabia de pe gard. El este omul concretului care spune, stați un pic că ne-au vrăjit mulți. Dacă ziceți că am înviat, eu vreau să văd. Să pun eu degetul, să pun eu mâna, să văd cu ochii mei. Nu mă interesează că ziceți voi că ați văzut și că ați pipăit și că vreau să văd eu. Și trece o zi, trec două, trec trei, ucenicii ceilalți sunt din ce în ce mai plini de entuziasm, Toma coboară din ce în ce mai mult. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă! Pace și lui Toma? Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace, uite-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. În cât timp are loc schimbarea asta? Într-o clipită. Nicodim se uită la cruce și vede.
Cei doi ucenici stau la masă cu Iisus, îl văd și cred. Toma vede, pipăie și crede. Sigur că toate astea au în spate niște cuvântări ale lui Iisus, niște învățături care au atins un punct culminant, după care aceștia au crezut, au fost recâștigați la Iisus. Oameni despre care am fi zis săraci, s-au răcit, s-au pierdut, ori mai crede, nu ori mai crede. Uite, Iisus are capacitatea asta de a-i readuce, de a-i recâștiga și pe astfel de sfinți îi repune pe poziții. A fost anunțat că programul ăsta se va lungi un pic mai mult. Au fost primele trei pasaje. Urmează un punct muzical, după care îl analizăm pe cel mai mare dintre ei, și anume Petru. Cum a fost recâștigat Petru? Thank you.
Între personajele biblice mă recunosc de multe ori în atitudinile și victoriile și căderile lui Petru. Fac o mărturisire. Știu că vă place câteodată cum predic, dar să știți că pătimesc mult pentru gura mea, că mi-o ia pe dinainte de multe ori. Și la fel îl văd pe Petru, de multe ori vorbește aiurea, de multe ori vorbește bine de tot. Dar de atâtea ori o dă pe lângă de nu se vede. Imaginați-vă că viața lui Petru este una în care a mers pe ape. Păi care dintre noi a mers pe ape? Dar în același timp este individul care zice, nu-l cunosc. Și o zice, nu așa, nu-l cunosc. Ci spune Biblia, cu jurăminte și cu blesteme a zis că nu-l cunoaște. Știți că am cursat traducerea asta în românește? Să mor eu dacă îl cunosc. Nu zic de la mine, l-am auzit pe Nicu Butoi zicând-o prima oară asta. Ca să am și eu spatele asigurat. De-alea cu să n-am parte, să nu cu tare, să nu cu tare, așa s-a lepădat de Domnul. Observați ce vârf să mergi pe ape și ce prăpastie să zici, nu-l cunosc. E, pe un tip de ăsta, cum îl câștigă Iisus? Eram la Ioan, capitolul 20, mergem un pic mai jos, 21. După aceea, Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus, erau împreună. Nu sunt toți, însă important e că primii trei, știți ce au în comun? Simon, Toma și Natanael? Necredință. Andrei l-a primit, Filip l-a primit, dar Natanael? Stați un pic, că nu e așa. Toma? Dacă nu văd eu, iar Petru ce să mai zic? Am zis-o înainte, cum s-a lepădat. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Ce ai, Petrică? Ce ai pățit de te duci să prinzi pește? E, uite, vrea să rememoreze așa niște lucruri. Și se duce din nou pe mare să prindă pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și s-au suit într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Este parcă un deja vu. Trăiesc lucruri pe care le-a trăit Petru mai înainte, când o noapte întreagă s-au chinuit și nu au prins nimic. Dimineața, Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Observați că și în cazul drumului spre Emaus și acum, Iisus joacă un rol, își asumă un rol, acela de străin, de necunoscut. Ei nu și-au dat seama din prima cu cine vorbesc. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Cu alte cuvinte, ați prins ceva? Spuneți-mi cum răspunde un pescar când n-a prins nimic. Ei au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Ceea ce o superstiție? Să arunci plasa în stânga nu câștigi, să arunci în dreapta câștigi, dacă are stânga și dreapta la o barcă.
că te poți muta în funcție de vâsle. Sora mai spune că dreapta corăbiei era spre țărmul pe care era Iisus. Așa că ei își aruncă mreaja către străinul ăla și aruncă mreaja în partea dreaptă. Au aruncat-o, deci, și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul care îl iubea pe Iisus a zis lui Petru: este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins, căci era dezbrăcat, și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm, decât ca la 200 de coți. Când s-au pogorât pe țărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, pește pus deasupra. Deci Iisus avea deja peștele, nu-i trebuia peștele lor. Jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Eu sunt vegetarian, dacă când citesc versetul ăsta îmi dau seama că toți carnivorii au un argument tare de tot. Iisus i-a așteptat cu carne. Și parcă îți plouă în gură așa un pic, nu? Jăratic, cărbuni, totul pregătit. Cu ce atitudine te duci la masă? Este Iisus, da? Dar cu ce atitudine se duce Petru? Iisus le-a zis: aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară, a tras mreaja la țărm, plină cu 153 de pești mari. Și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Înțeleg de aici că niciodată nu prinseseră atât de mulți. Probabil că își făceau și ei calculul. Cam cât duce o mreajă? 50 de pești sau 70. E, acum erau 153 mari și se mirau că tot nu se rupsese mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și niciunul din ucenici nu cuteza să-l întrebe: cine ești? Căci știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat, tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. Se așează la masă și mănâncă. Mănânci de drag, mănânci cu poftă, ești cu Iisus la masă ca pe vremuri. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Ziceți-mi și mie, când vă întreabă cineva dacă îl iubiți? Când întrebați pe cineva? Loredana, mă iubești? Nici n-ai fost atentă. Frate, mă iubești? La dumneavoastră mă uit, cel de lângă trepied. Păi ce legătură avem noi unii cu alții? Iubește-ți neică, bărbatul, nevasta, copilul. Ce treabă avem noi între noi? Sorine, mă iubești? De ce îl întreabă Domnul pe Petru dacă îl iubește? Pentru că Petru zisese cu niște vreme în urmă că chiar dacă toți l-ar părăsi, el nu o va face. Pentru că el îl iubește pe Domnul din toată inima lui. Așa că acum, după ce au trecut, și știți ce a trecut, îl ia pe Petru deoparte și zice: Simone, cum e cu chestia aia? Doamne, dar n-ai putea să... Las-o așa, mă. Tu știi că te iubesc. Nu, uite, Domnul cheamă la dialog și zice: mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște mielușeii mei. Am scăpat.
Gândiți-vă că ceilalți se uitau la Petru și ziceau: Petrică, Petrică, te dădeai viteaz. Dar tu te-ai lepădat de adevăratele. Hai că am fugit toți, da. Iar Iisus ce face acum, deși Petru zice: Doamne, mă faci de râs. Ce face Iisus este de fapt să-l reabiliteze, să-l repună în poziție. Iisus i-a zis a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Iisus. I-a răspuns Petru: știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oițele mele. Observați un crescendo, da? De la mielușei la oițe. Iisus le repune, repet, în poziția de apostol. A treia oară i-a zis Iisus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară: mă iubești? Și a zis: Doamne, tu toate le știi, nu e nevoie să mărturisesc eu ceva. Tu știi care te iubește, care nu te iubește. Poate să predice, poate să cânte, poate să dea plicul gros, poate să facă orice ar vrea la biserică sau în afara bisericii. Dumnezeu le știe pe toate. Tu știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Vi-l imaginați pe Petru cum era când era el tânăr? Ăsta nu era pescar de undiță, cu mulinetă, cu... Era de la Denăvod, sigur că avea forță. Și când a fost să scoată sabia, a scos-o. Și când a fost să-l mustre pe Domnul lui, zice că l-a tras deoparte și a zis: ferească Domnul să ți se întâmple așa ceva. Cu Petru nu te luai oricum. Așa că spune Domnul, când erai mai tânăr, singur te încingeai și ziceai: acum vreau să fac cu tare lucru. Și îl făceai, Petre, că tu erai mare și tare. Dar când vei îmbătrâni... Păi cum, Doamne, nu vii până îmbătrânesc eu? Când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile... Sau așa, da, în prima fază este așa: altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. Iar Ioan zice, repet, Ioan a scris-o la sfârșitul secolului, când muriseră toți, când știa ce s-a întâmplat cu fiecare, și zice: a zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis: vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese: Doamne, cine este cel ce te vinde? Deci, este Iisus cu Petru și Petru se uită în spate și îl vede pe Ioan venind. Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus: Doamne, dar cu acesta ce va fi? Va păsa vreodată de fratele dumneavoastră? Au loc întâlniri de astea după 10 ani, după 20 de ani și vezi ce a mai ajuns cu tare, ce s-a întâmplat cu tare. Cu ăsta ce va fi? Va fi ministru? Va fi președinte? Va fi apostol? Va fi martir? Cu el ce va fi? Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns: dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu, vino după mine. Ce înțeleg din acest dialog? Este că Dumnezeu are planul lui cu fiecare dintre noi. Și nu trebuie să judecăm toată biserica lui Dumnezeu după un om. Sau tot comitetul după alt om. Sau ce s-a întâmplat în familia mea după cutare sau după cutare. Fiecare are planul lui. Dumnezeu are planul lui cu fiecare, să spun așa. Și Petru este interesat: Doamne, cu ăsta ce va fi? Ce-ți pasă ție? Tu nu vii la mine prin Ioan. Tu nu vii la mine prin fratele prezbiter. Tu nu vii la mine prin fratele pastor, prin președinte, prin nu mai știu cine. Care predicator, care evanghelist, care... Tu nu vii la Hristos prin cineva. Tu vino fix după mine.
Este un apel pe care îl fac fiecăruia dintre noi. Sigur că toți avem modele. Toți putem să spunem, pe mine m-a adus fratele cu tare sau familia mea sau am participat la o evanghelizare sau mi-a fost dată o carte și așa am ajuns la biserică. Da, pentru o vreme. Însă nu așa rămâi la picioarele lui Iisus sau după Iisus. Mergând mereu după cartea aia, mergând mereu după predicatorul tare, dacă predicatorul a picat, cum a picat Petru. De aceea când Iisus îi spune, ce-ți pasă ție, nu le-a în batjocură, ci zice, Petre, nu asta trebuie să te intereseze pe tine, ci o relație personală cu mine. Tu vină după mine, indiferent ce se va întâmpla cu Ioan. Voi încheia cu o poveste de succes după un alt punct muzical. Povestea de succes fiind fix a lui Petru. Thank you.
Cred că a murit bateria. Dați dumneavoastră un click. Povestea de succes este a lui Petru, pe care aș vrea să-l vedeți nu doar cum apare în Evanghelii, ci cum îl găsim și mai târziu. Merge? Un click ar trebui. Gata. Petru este cunoscut ca unul care l-a lepădat pe Iisus cu blesteme și jurăminte. Însă chiar și mai târziu, după cincizecime, el este chemat la un moment dat să predice în casa lui Corneliu. Mai țineți minte dacă s-a dus de drag sau nu? Spune Scriptura în Faptele Apostolilor că de trei ori a trebuit să-i se dea viziunea respectivă ca Domnul să-l convingă să nu numească pe oameni curați sau necurați și să se ducă acolo. Altfel spus, Petru nu este dintr-o dată acum un înger care le înțelege pe toate și care știe exact ce trebuie să facă. Mai târziu, îl găsim în Antiohia. În Antiohia, acolo a fost pentru prima dată grupul de credincioși numit creștini. Și erau și neamuri și dintre evrei. Și stăteau la masă cu toții. Ca așa hotărâse conciliul de la Ierusalim. Că problema asta cu mâncarea nu se pune. Se pun altele, curvia, dobitoacele sugrumate și așa mai departe, închinarea la idoli. Dar de mâncat puteau să mănânce toți la o masă. Însă când vin niște sfinți de la Ierusalim, Petru, parcă îl vezi că se ridică de la masă și se duce la masa cealaltă, unde erau numai evrei. Se mai ridică încă unul și se duce acolo, și încă unul se duce acolo, până și Barnaba, care fusese, el l-a adus pe Pavel, l-a adus la apostoli, până și Barnaba intră în cercul acesta de prefăcătorie și se duce și el la masă cu ceilalți. Când vede Pavel lucrurile astea, se ridică în picioare și zice: Petre, păi ce facem aici? Ne prefacem? Când ești cu unii, când cu alții, păi ori, ori. Îl observați deci pe un Petru care a mai greșit de-a lungul vieții lui, chiar și după ce a primit Duhul Sfânt. În același timp, Petru este prezentat în Faptele Apostolilor ca unul eliberat de un înger. Nouă nu mi s-a întâmplat așa ceva. Petru este un predicator fără frică. Lucrăm la editură, la o concordanță biblică și în felul ăsta am dat de niște versete pe care nu le știam până acum. Sigur că erau în Biblie. Dar vreau să vă citesc un text pe care îl spune Petru celor din Ierusalim la cincizecime. Ia auziți. Este Fapte 3:14. Voi v-ați lepădat de cel sfânt. Cine zice chestia asta? Petru, care cu ce se ocupase? Dar îl observați acum că este predicator fără frică și spune ce s-a întâmplat. L-ați lepădat pe Iisus. Da, sigur, și eu. Dar l-am lepădat pe Hristos. Și este misionar până la moarte. Tradiția spune, poate ați citit Quo Vadis, a murit pe cruce la Roma cu capul în jos, răstignit, socotindu-se nevrednic să moară la fel ca Domnul său. Petru s-a dus până la capăt, ca misionar pentru Hristos. Ce a lăsat în urmă? Și asta este povestea de succes. Are și plusuri, are și minusuri. Ce a lăsat în urmă? În epistolele sale vorbește despre Marcu și zice: Marcu, fiul meu, păi era Marcu fiul lui? Fiul spiritual. Teologii spun că Evanghelia după Marcu nu e atât de mult Evanghelia după Marcu, cât este Evanghelia lui Petru. În sensul că Marcu era un tinerel pe vremea aia. Că o fi fost tânărul bogat, că o fi fost tânărul ăla care a rămas în pielea goală după Iisus, sunt lucruri de cercetat. Dar Marcu nu a fost în toate etapele astea. Și o să vedeți, dacă citiți,
Evanghelia după Marcu, urmărind ce face Petru, îl veți vedea pe Petru cel mai viu acolo. Nu în Matei, nu în Luca, în Marcu. De ce? Pentru că el spune lucrurile lui. Și Marcu scrie și scrie pentru că știe foarte multe de la Petru. Iată deci o poveste de succes în care Petru lasă în urmă o altă generație. Un tânăr care va ști să scrie o Evanghelie mai departe. Am citit înainte că Domnul îi zice, ce-ți pasă ție ce se va întâmpla cu Ioan? Tu? Vină după mine. Păi, Doamne, cui lași tu biserica? Pe mâna cui o lași? A tinerelului ăstuia? A unor neisprăviți, mai mult sau mai puțin? Ei, uite, Petru are convingerea asta, că el s-ar putea să moară, să îmbătrânească și să moară, iar Ioan poate să rămână până la venirea Domnului. Noi avem o mentalitate de felul acesta sau dorim ca în timpul mandatului nostru să se întâmple tot? Și în timpul vieții noastre să vină Domnul, nu? Și parcă nu vedem biserica lui Dumnezeu peste 20 de ani? Nu. Trebuie să se întâmple tot în timpul vieții noastre. Așa că Domnul ne zice și nouă ca lui Petru, ce-ți pasă ție? Lasă că de biserică mă ocup eu. Și dacă vreau ca alții, copilași ăștia, să trăiască până atunci, Dumnezeu va purta de grijă. În al treilea rând, după ce Pavel îl face cu ou și cu oțet în Antiohia, am zice că Petru i-o va coace și el odată. Însă Petru își încheie epistola a doua și spune așa: să credeți că îndelungă răbdarea Domnului nostru este mântuire. Adică nouă ni se pare, știți, că întârzie Domnul, că nu se întâmplă nimic, că suntem noi într-un fel sau alt. Nu, Petru spune așa: îndelungă răbdarea Domnului nostru este mântuire, adică este spre mântuirea noastră. Cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel. Auziți cum spune despre unul care, prea iubitul nostru frate Pavel, ca și în toate epistolele lui când vorbește despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri greu de înțeles. Îmi dau seama că și noi ne batem cu romanii la școala de sabat. Și teologia lui Pavel este cruntă. Iar Petru o recunoaște, în epistolele lui Pavel sunt lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi. Știți ce se înțelege din versetul acesta? Că Petru pune semnul legal între epistolele lui Pavel și Vechiul Testament. Altfel spus, Petru zice, oameni buni, ce vă zice Pavel e Biblie, este Scriptură. Și numai cei nestatornici le răstălmocesc ca și pe celelalte scripturi. În felul acesta, deci, îl avem pe un Petru care se leapădă de Iisus, care nu știe să se ducă la Corneliu decât forțat de Dumnezeu, care se preface și se dă când cu unii, când cu alții, chiar în maturitatea lui creștină. În același timp, este un ucenic care are experiențe uimitoare de vindecări, de minuni, de învieri și este eliberat de înger din închisoare, este un ucenic care predică cu toată forța și este un ucenic care va merge până la moarte. În cele din urmă, ne lasă în spate o Evanghelie, lasă în spate un Dumnezeu care să-și poarte singur de grijă, indiferent de viața lui, și este unul care recunoaște că și ceilalți din jurul lui sunt buni și că Dumnezeu poate lucra și prin ceilalți. Nu numai prin mine. În felul acesta cred că Dumnezeu ne-a arătat și azi, și azi dimineață, și aseară, că El îi poate recâștiga pe toți. Și dacă ne-am regăsit într-unul sau în altul, este ocazia ca fiecare dintre noi să mărturisească în sufletul lui că este un sfânt, dar este un sfânt în blugi, în franjuri, chinuit, cu plusuri și cu minusuri. Important este însă să mergi mai departe după Hristos. Pentru că Petru este cel care a înțeles cel mai bine imaginea aceasta. Vă aduceți aminte? A zis, Doamne, pui Tu să-mi speli mie picioarele? Nici vorbă. Lasă-mă pe mine să fac eu. Iar Domnul i-a zis, Petre, las-o așa. Dacă nu mă ocup eu de tine, nu vei avea parte de mine. Asta vă doresc fiecăruia dintre dumneavoastră. Ca să lăsăm pe Iisus să lucreze în viața noastră.
să ne îndrepte El, să ne conducă El prin toate suișurile și coborâșurile vieții noastre și să lăsăm pe El să fie Domn al vieții noastre. Amin. Care este în ceruri, în numele scumpului nostru Mântuitor, venim înaintea Ta să-ți mulțumim că ne-ai condus încă un sabat și l-am petrecut în casa Ta de rugăciune.
Îți mulțumim că dorești atât de mult să ne înveți și ne înveți cum să trăim și cum să ne comportăm unii cu alții. Îți mulțumim că ne descoperi că Tu în fiecare din noi ai pus valoare și numai Tu o cunoști. Ajută-ne să recunoaștem acest lucru și să-l primim. Și ajută-ne să respectăm pe frații noștri, pe fiecare dintre noi, ca și pe un copil al Tău. Că și Tu pentru fiecare din noi ai murit. Îți mulțumim că ne făgăduiești că Tu vei fi cu noi până la sfârșit. Și că Duhul Tău cel Sfânt o să ne conducă și o să ne descopere tot adevărul. Te rugăm să prețuim aceste lucruri. Să le punem în practică, să le trăim și să le demonstrăm și celorlalți din jurul nostru. Te rugăm ca în săptămâna în care intrăm să ne conduci Tu pe fiecare în treburile noastre, în problemele noastre și de fiecare dată pe Tine să Te luăm la începutul fiecărei zile și la începutul fiecărui lucru. Să Te luăm ca ajutor, ca partener și ca povățuitor. Rămânem încrezători și încredințăm pe toți cei dragi ai noștri, acolo unde se află. Încredințăm și pe cei care nu Te cunosc sau Te resping. Ai milă și de ei și adu-i din nou în casa Ta. Amin. Pentru toate câte faci Tu pentru noi, îți mulțumim. Facă-se voia Ta. Amin. Amin. Mă uit în program și îmi dau seama că s-a terminat.